tuturor! De data aceasta vă propun să vorbim despre unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a avut România în anii 90 și care, iată, apare acum în presă cu o poveste nouă de dragoste. Ea se numește Luciana Pop și să știți că înseamnă un pas important în viața lui Gabi Balint, după numele de botez Gavrilă Pele Balint. De ce? Pentru că fotografiile lor apar în presă, pentru că fotografiile apar pe rețelele de socializare, pentru că Gabi acceptă ca o relație să fie făcută publică după o lungă perioadă în care nu a mai făcut chestia asta. Și ar fi bine să înțelegem exact ce s-a întâmplat în viața lui Gabi, ca să ne dăm seama de ce Gabi a ajuns aici, de ce este atât de discret și care au fost bucuriile, dar și decepțiile din viața lui. Gabi Balint a fost încă de momentul în care a venit de la St. George's Bay către Steaua în anii, începutul anilor 80, un băiat foarte simpatic, foarte la modă. În anii 80, pe vremea când Steaua câștiga Cupa Campionilor, era printre cei mai moderni și mai emancipați, asculta muzică foarte interesantă, muzică bună. Era un tânăr vânat de fete și Sandra Macovescu, soția unui mare demnitar comunist, George Macovescu, s-a îndrăgostit de el. A fost o relație foarte frumoasă care nu a ținut multă vreme, după care Sandra Macovescu s-a căsătorit cu unul dintre cei mai buni prieteni al lui Gabi Balint. E vorba despre Miodrag Belodedici. S-a scris la un moment dat că unul a luat femeia celuilalt. Gabi Balint și Miodrag Belodedici nu se vor despărți niciodată ca prieteni, deci nu s-a pus problema așa. Și în plus, Gabi Balint este un fel de om foarte bun, cu un foarte educat și foarte rar se întâmplă ca el să ia decizii drastice sau să se supere. E un tip foarte diplomat și care s-a purtat foarte frumos cu toate femeile din viața lui. În 1993 apare o bombă la Cerbul de Aur cu niște fotografii extraordinare și comentate de foarte mulți dintre cei care au fost reporterii vremii. Mi-aduc aminte că eram la revista VIP și notam în revistă și chiar corespondentul special la revistă, Ioana Roman, comenta despre relația spectaculoasă dintre Loredana Groza și Gabi Balint. N-au dansat decât o iarnă, pentru că în scurtă vreme Loredana Groza avea să aibă o altă poveste spectaculoasă din viața ei, și anume Marian Ionescu, în timp ce în 1995, nu multă vreme mai târziu, Gabi Balint o cunoaște pe Cătălina. Cătălina Nancu, o fată foarte frumoasă, o fată foarte fină, care câștigase un concurs de Miss la acea vreme și cu care avea să se căsătorească în 1996 într-o nuntă foarte, foarte frumoasă. Nași au fost Marilena și Gică Hagi și toată floarea fotbalului românesc din acel moment. De la Mircea Sandu, la Giovanni Beccari, la Victor Pițurcă, la Gică Popescu și mulți alți oameni au participat la o nuntă foarte frumoasă în care talentul de muzician al lui Gabi Balint, nu știu dacă vă aduceți aminte că în anii 90 Gabi Balint a avut câteva piese instrumentale, foarte interesante. Ei bine, talentul lui muzical l-a făcut să cânte împreună cu Elena Cârstea, cea care asigura programul artistic al nunții, cântecul Frumoasă-i vecina noastră. Evenimentul a fost foarte frumos, a fost o nuntă frumoasă, era perioada în care toți băieții din generația de aur a fotbalului românesc se căsătoreau și sperau să aibă o viață foarte lungă alături de soțiile lor. Dan Petrescu, Florin Răduceoiu, dar iată, Florin Răduceoiu a mers și el multă vreme alături de soția lui, dar la un moment dat n-a mai mers, Bogdan Stelea și mulți alți fotbaliști din generația de aur care au sperat să nu ajungă la divorț. A fost o relație foarte frumoasă și poate cea mai vizibilă relație din viața lui Gabi Balint, pentru că ieșeau des împreună, vorbeau cu presa, un cuplu foarte frumos. Se potriveau, toată lumea spunea că o să stea împreună până la adânci bătrâneți, numai că șocului vine la sfârșitul anului 2003, când Gabi Balint anunță că va divorța de Cătălina. Nu au spus niciodată care a fost motivul divorțului, numai că ulterior am înțeles mai multe lucruri. Faptul că Revelionul 2003-2004, după ce divorțul, iată, era o chestiune clară și bine delimitată, definită și irevocabilă, Cătălina l-a petrecut alături de un tânăr pe nume Mihai, în timp ce Gabi Balint a fost cu prietenul lui Miodrag Belodedici într-un alt loc. El nu a vrut să comenteze faptul că ea apărea atât de repede alături de un bărbat. Ulterior însă Gabi Balint avea să povestească foarte multe lucruri despre acest divorț și de ce acest divorț i-a schimbat viața iremediabil și acum se văd urmele acestui divorț. El a suferit de o depresie vreme de 4 luni.
după această căsnicie, pentru că a fost o mare lovitură pentru el. Marea lovitură nu a fost neapărat legată de despărțirea de Cătălina, despre care spunea că poate că el a greșit, poate că o femeie are nevoie de mai mult timp din partea unui bărbat foarte ocupat. Pe de altă parte, iată însă, cea care a apărut prima cu altcineva a fost chiar Cătălina, și că cel mai dureros lucru pentru el a fost faptul că copilul lui, Denisa, o fetiță absolut superbă, alături de care l-am văzut acum câțiva ani de zile în timp ce intra într-o unitate medicală, faptul că copilul nu va trăi alături de ambii părinți și că va fi un copil care din acest punct de vedere va avea de suferit. Cătălina nu a avut de suferit, a primit o vilă cu două nivele, o mașină foarte frumoasă și respectul lui Gabi Balint pentru multă vreme. Care din acel moment Gabi Balint a hotărât să renunțe la hainele lui oficiale de costum, a început să se îmbrace tinerește, a început să devină un fan al motocicletelor și din acel moment s-a hotărât să meargă din floare în floare cu foarte multe fete. Ceea ce s-a întâmplat, asta nu înseamnă că un an și jumătate mai târziu, în momentul în care era întrebat de un reporter dacă se pune problema unei împăcări între el și Cătălina, el spunea, speranța moare ultima. Prin urmare, el a iubit-o foarte mult pe Cătălina, a sperat că această căsnicie să nu se, să nu se distrugă și nu și-a dorit, după cum de altfel spunea, divorțul. La scurtă vreme, Gabi Balint, v-am spus, un bărbat foarte interesant și foarte iubit de fete, a avut o relație scurtă, dar foarte frumoasă, după cum spune chiar ea, cu Cristina Seifert. Cine este Cristina Seifert? Este chiar sora lui Brigitte Sfăt, acea blondă, spectaculoasă din punct de vedere fizic, care povestește că a avut o relație foarte frumoasă cu Gabi Balint. Distanța, din păcate, i-a ținut departe unul de celălalt, însă are cuvinte numai de laudă despre Gabi Balint. Deci, după cum vedeți, un bărbat foarte elegant, foarte curtat și întotdeauna lăsând o impresie foarte frumoasă. A fost însă o poveste care a părut să fie din alt film, sau cel puțin Gabi Balint, care după aceea a mers din floare în floare ca o albinuță, nu pot să zic, ca o, nici ca un trântor, că nu se pune problema că tot timpul a muncit în viața lui. Prin urmare, Gabi Balint a mers din floare în floare până când s-a întâlnit cu Raluca. Raluca Petrică, care era Miss de asemenea, care cântase într-o trupă, o relație foarte frumoasă, despre care Raluca a vorbit mai mult și la un moment dat Raluca a rămas însărcinată și Gabi Balint nu a dorit pentru multă vreme să o vadă pe Raluca, mai ales în perioada sarcinii, lucru care a făcut-o pe Raluca să se ducă către televiziuni și să comenteze toate aceste lucruri, Gabi Balint fiind pus cumva la stâmpul infamiei. Din acel moment Gabi Balint chiar nu a mai dorit să vorbească niciun fel despre poveștile de viață și singura dată când am avut invitat la emisiune, singura întâlnire de acest gen a avut o cerință, o regulă, și anume că nu vorbim despre viața personală. Și nu s-a întâmplat acest lucru pentru că Gabi Balint este un tip foarte, foarte mișto și în momentul în care îți dai cuvântul trebuie să păstrezi cuvântul. S-a născut copilul, iarăși o fetiță, s-a născut departe de Gabi. Gabi însă nu înseamnă că nu are grijă de fată și nu a avut grijă să stabilească până la urmă o relație civilizată de dragul copilului, care nu are nicio vină. Multă lume a spus că Gabi Balint nu își dorea neapărat un copil și cât despre căsătorie nici nu se punea problema, pentru că el povestea de altfel momentul în care a divorțat de Cătălina că lui căsnicie nu-i mai trebuie. Și uite că au trecut 15 ani aproape și nu-i mai trebuie, dar sarcina a fost o surpriză pentru el. El nu s-a simțit bine în această situație, a fost supărat pe Raluca, dar de dragul copilului există o relație. Raluca ulterior a fost alături de băiatul, pe un băiat absolut extraordinar, vorba despre Alexandru Angel, fratele Monicăi Angel, cu care de asemenea are un copil. Toate bune și frumoase, după aceea n-au mai apărut relații serioase sau cel puțin nu s-au mai văzut, pentru că de fiecare dată Gabi Balint se ferea, intra într-un loc, intra și fata, se ferea să aibă un contact monden sau cu o lămurire cu presa legat de aceste lucruri. Gabi Balint este acum un timp foarte prezent în sfera publică, mult mai mult decât înainte, decât pe vremea când era antrenor, cu rezultate interesante. Este comentator la o televiziune și l-ați văzut acolo în reclama de la Bergambir împreună cu Bogdan Stelea și cu Miță de la Bere Gratis. Iată însă că acum se produce o modificare. Modificarea este tânăra Luciana, o fată ca de obicei foarte frumoasă, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată în viața lui Gabi, apare, este fotografiată în mai multe vacanțe alături de ea și Gabi acceptă ca aceste fotografii să devină publice.
ceea ce arată că este un prim pas după multă vreme spre o asumare publică a unei relații, dar într-un alt mod decât cel care era monden acum 15 ani, în momentul în care Gabi Balint se afișa peste tot cu soția lui. Un singur lucru rămâne important: dacă există un nume de femeie care va fi întotdeauna constant în viața lui Gabi Balint, chit că Luciana s-ar putea să fie pentru o lungă perioadă în viața lui Gabi, acesta este Denisa. Denisa Balint, fiica lui Gabi Balint, pe care el iubește ca pe ochii din cap și pentru care are grijă, de care are grijă mereu. Prin urmare, Gabi Balint, să fii fericit, ne bucurăm că te vedem din nou împreună cu o fată pentru, iată, câteva luni, pentru că de câteva luni vedem imagini din vacanțe de vară, din vacanța de la Dubai de acum, și se anunță, după cum spun sursele, o relație mai serioasă și mai de lungă durată. Sperăm și fără surprize. Gabi, succes și noroc, pentru că meriți!